Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, Ministerul Transporturilor ar trebui să-și rotunjească veniturile prin privatizarea parțială a unor companii din subordine. În cazul administrației portului Constanța s-a decis majorarea capitalului social cu un procent de până la 25%, urmând ca același procent de acțiuni să fie listat ulterior la Bursa de Valori București. CNAPMC a înregistrat anul trecut venituri totale de 306 milioane de lei, în timp ce cheltuielile au fost puțin peste 257 de milioane, de unde a rezultat un profit de 49 de milioane de lei. În 2015, statul român a încasat din dividende peste 14 milioane de lei.